Bună seara! Bucuroși de oaspeți! Doamna Galina, venim la dumneavoastră cu ori de bine și cu un la mulți ani, căci anume astăzi, aici, în această sală frumoasă, înconjurată de acești oaspeți minunați, vă sărbătoriți cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Uitați-vă că astăzi chiar și cerurile și-au strâns toate puterile și au trimis aici, pe pământ, mii de raze aurii dătătoare de viață. Nouă nu mi-ar rămâne decât să trimitem luci cerului, să vă dea tot binele din lume, ani lungi, frumoși de la Dumnezeu, doar cu zile de fericire, pline de bucurii. Sănătatea să vă găzduiască, norocul să vă însoțească, oameni buni să vă înconjoare, iar cei dragi sufletului să stea cât mai mult în preajma dumneavoastră. Și fie că bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas făcut în continuare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți? Cine a solicitat felicitarea? Nepot, scump, fecior, scump. Haideți să vedem! Țineți această tortă pentru masă de sărbătoare. O ajutați? Avem un pichet pentru dumneavoastră. O șampanie. Țineți-vă. Și sigur că avem și un mesaj care vă aparține. Draga mea bunică, vreau să-ți spun mai întâi de toate cât de mult te iubesc. Ești cea mai bună, cea mai dragă, cea mai scumpă și cea mai blândă ființă de pe acest pământ. Ești cea mai puternică persoană pe care o știu, plină de dragoste, bună, răbdătoare, iubitoare. Ai știut mereu cum să te ridici și să-mi dai curaj și mie. Mereu m-ai iertat de câte ori am greșit. Inima ta m-a înțeles atunci când am avut nevoie de un prieten. Puterea și dragostea ta m-au îndrumat și mi-au dat aripi pentru a mă ajuta să zbor. Întotdeauna mi-ai fost alături. Mi-ai înlocuit acea persoană căreia trebuia să-i spun mamă. Să știi că tu ești mămica mea, chiar de nu mi-ai dat naștere. Îți sunt recunoscător pentru faptul că mă iubești și retrăiești pentru mine toată viața. Îți sunt recunoscător pentru faptul că îți pasă de mine și ai mereu o vorbă bună în adresa mea. Îți mulțumesc pentru că crezi în mine și ai încredere că voi reuși în toate, pentru că mă susții și întotdeauna îmi oferi un umăr de ajutor. În această zi minunată, când la buchetul vieții adaugi al 70-lea trandafir, vin cu urări de bine. Îți doresc ca anii ce îi împlinești astăzi să-ți aducă strălucirea și frumusețea cerului, înțelepciunea și puterea zeilor, să ai multă, multă sănătate, că-i mai bună decât toate, să fii mereu în lumina fericirii, pentru a-ți realiza din plin visurile și speranțele, năzuințele și aspirațiile, credința și iubirea să te însoțească pretutindeni. Îmi cer iertare că în așa o zi importantă nu sunt alături, dar cu gândurile și sufletul sunt aproape. Te iubesc enorm! Cu un la mulți ani, cu multă dragoste și dor, vine nepotul Sergiu din Franța. Felicitări dumneavoastră! Știți, doamna Galina, cred că prin intermediul nostru este poate că și el aici, lângă dumneavoastră. Puteți să-i transmiteți un mic mesaj? Scumpul meu nepot, îți mulțumesc din suflet de felicitarea și care mi-ai trimis-o. Să fii sănătos, Domnul să te aibă în pază. La mulți, mulți ani îți doresc. Și v-am mai spune, la mulți ani, cu sănătate, Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc, la mai mult și la mai mare. La mulți ani pentru doamna Galina!